Ați văzut că atunci când plouă, afară, vedem și râne pe stradă, da? Ele ies din pământ. Cine mi-a spus că a văzut astăzi râmă în dimineață? Eu nu. David ne-a spus că a văzut dimineață, când a venit spre grădiniță, a văzut râne, da? Ele ies atunci când Uite, vedeți cum își formează fiecare pomul și își lasă urmele, da? Da. Nu le place vezi. Uite, urmă de râmă. Urmă de râmă? Da. Urmă de râmă. Fă-te, asta chiar când continuă să-i vadem. Da, uite. Ia uite, urmă. Râmele, unde trăiesc ele? În celelalte insecte, de aici, unde sunt? De ce sunt în aer? Pentru că au aripi. Au aripi și zboară, da? De ele nu au aripi. Adică ele trăiesc la suprafață, da? Da. Iar gândacul, unde trăiește? Pe pământ. Pe pământ. Pe pământ. Așa. Sunt unii gândaci care încearcă și se strecoară prin scoarța copacilor. Eu am văzut odată că dimineața am văzut scoarța copacilor. Uite ce lungă e!